Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la noi nouă a emisiunii Panorama. Este marți, ora 19, așa că ne revedem, ne reîntâlnim aici la Roman TV, cadrul acestei emisiuni. O emisiune în cadrul căreia vom dezbate o serie de evenimente extrem de importante, subiecte, zic eu, de real interes. Vom lăsa deoparte ceea ce s-a întâmplat astăzi în zona variantei Roman Vest, E vorba de acel incendiu devastator pentru că ai mei colegi de la Roman TV v-au prezentat toate informațiile uh, referitoare la acest uh, nenorocit de incendiu care ați văzut a provocat pagube imense. Așa că vom trata subiectele pe care ni le-am propus în această seară. Este vorba despre puțină politică, administrație publică și bani publici pentru că noi așa ne interesează foarte tare toate aceste aspecte. Înainte de asta, doar vreau să vă spun să vă oferim așa o informație cumva în exclusivitate. E foarte posibil că la sfârșitul săptămânii, mai exact vineri 5 mai, alături de premierul Ciucă să ajungă în județul Neamț și Ciolacu, șeful PSD, cel care urmează să ia locul lui Ciucă, știți foarte bine, rotativa guvernamentală. Ciolacu ar urma să vină, cel puțin sunt ultimele informații, se pot întâmpla multe până, până vineri, pentru că și o să vă spun și de ce datele noastre indică faptul că sunt programate alegerile în cadrul PSD Neamț, alegerile alegerea, vor alege uh, cei care vor conduce această organizație în următorii ani după fuga lui Arsenie și detronarea lui de la Consiliul Județean Neamț, așa că uh, cel puțin înainte de a intra în această emisiune, informația pe care o aveam suna în felul următor că Marcel Ciolacu se gândește să vină Neamț pentru a participa la aceste alegeri la care va candida pentru funcția de președinte, din câte am înțeles, cel puțin în acest moment. Știm că este un singur candidat, Daniel Harpa, cel care este, are și calitatea de interimar la această dată. E posibil ca lucrurile să se schimbe în sensul că Marcel Ciulacu să renunțe la venirea Neamț, mai din cauza că vine și premierul Ciucă și este vorba de un război din asta pe imagine, știți cum e, dacă vine și Ciucă, vine și Ciolacu, presa o să alerge după Ciucă, normal, premierul României și mai puțin după Ciolacu, Ciolacu a rămâne cumva în urmă. Este o chestiune de strategie de imagine, se discută acum, dar oricum o să dezbatem și o să revenim asupra acestui subiect pe parcursul acestei emisiuni. De această dată toate aceste lucruri le vom discuta într împreună cu colega mea, Alexandra Manea Predescu, pe care o salut. Să rămână bine ai revenit. Bună seara, bine te-am regăsit atât pe tine cât și pe telespectatori. Da, nu știu dacă este o informație care să intereseze atât de mult, mă refer la cea politică, faptul că la sfârșit de săptămână o să avem, cel puțin, din câte știu, premierul Ciucă, cu siguranță va fi prezent în Neamț. Sigur, numai a, dacă... a fost anunțat da. chiar de ceva vreme și din câte știm noi, cu toate că atunci n-a fost o mare, să spunem, vâltoare în jurul acestui eveniment, nici presa nu a fost invitată, recent a fost și domnul Marcel Ciolacu, un județ. Nu? A fost să Da, nu, în 2-3 săptămâni. Vizite, da, după... că în luna aprilie, no. pe la începutul lunii. Dacă nu, cumva, sfârșitul lui martie, după mă rog, lui... undeva, în jurul acelei date, și a fost domnul Ciolacu în județ, s-a fotografiat pe undeva în zonele uh, frumoase ale județului nostru, am văzut niște peisaje superbe. Uh, probabil a, vizita, a preferat vizita în natură, uh, întâlnirea cu lideri de a informațiunii politice la nivel județean, local, acolo unde este cazul, da, pe municipii, pe organizații municipale, pe, uh, cu diferiți membri de-ai partidului, însă neoficial cumva, pentru că noi am aflat despre eveniment abia mai apoi, și am aflat dintr-o postare, cred, sau... Nu, a fost un comunicat de presă mă rog a da. celor de la PSD. Da. Comunicat de pre am spus dar pustare, după după Mă rog, după acel comunicat, comunicat care a fost trimis aleatoriu, aleatoriu doar unde, mă rog. După venirea au dorit domniile lor. să trimis, După venirea domnului Ciulacu, da, s-a da, da. discutat mult pe marginea acelei întâlniri, a spus că s-au întâlnit în pădure ca haiducii, ca să nu spun altfel. Da, da. Da, domnul Dar Cioracu... era, cred că, undeva în zona Târgu Neamț, nu? Da, în zona Târgu Neamț. La uh, o pensiune din Târgu Neamț, pentru că acolo uh, Da, domnul Daniel Harpa cunoaște, din, uh, are cunoștințe foarte multe și Gilbe bune domnul Harpa, cum să nu. Târgu Neamț. Da, a fost o întâlnire după fuga lui Arsenie, inculpatul, inculpatul infractorul, fugar de acum, fostul șef al Consiliului Județean Neamț. Probabil că a venit să ia pus o organizații să vadă ce și cum, pentru că sunt discuții, să știți, extrem de interesante. Uh, cel puțin pe surse circulă așa o groază de informații, e o bătălie foarte mare pe ceea ce înseamnă locuri eligibile la alegerile parlamentare, încă se fac uh, sunt discuții uh, aprinse în ceea ce privește candidatura la, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Namț la primăria, Piatra Namț, primăria, Roman și așa mai departe. Mm -hmm. Sunt o groază de variante care circulă, o să le luăm, o să le prezentăm și noi, cert este sau... Tot așa pe surse am aflat că se pare că nici o doamnă nu va avea loc, nu va prinde un loc eligibil la parlamentare, ceea ce înseamnă că sunt șanse mult mici, cel puțin în acest moment, din datele pe care le deținem ca uh, actualul parlamentar de roman uh, de neamț, dar din roman o știți pe doamna Bulai, să nu mai prindă un loc eligibil pe liste la uh, alegerile parlamentare, uh -huh, la deputat. Uh -huh, uh -huh. Uh, tot pe surse Informațiile noastre arată că uh, respectiva persoană ar căuta alte variante, inclusiv o candidatură într-un alt județ, pentru că și-ar dori în continuare să fie parlamentar. Dar despre asta și alte lucruri din spatele. Acestor culise, Din culise, mai exact. Mai exact da? Vom uh, discuta spre finalul emisiunii. Până atunci, zic eu, să începem cu povestea asta sau ceea ce ni se întâmplă nou, nu știu, unii, știi că e vorba aia care spune că unii sunt proști de dau prin gropi. Cred că noi, unii dintre noi, suntem fraieri de dăm prin garduri. Dacă e să da, ne luăm la dacă modul e să în ne luăm care. Cu, după, după gardurile celebre, și le spun celebre cu ghilimelele de rigoare, care s-au tot construit uh, în ultimii ani, despre care ai scris și tu, am scris și eu, mă rog, cumva uh, au fost subiecte comune. Uh, și cel mai recent este de la un complex pentru persoane cu handicap, nu? Din uh, Roman, da. Da tot în Roman aici a fost un, un fel de scan, a fost o discuție publică, o dezbatere pe care, care a pornit tot de la noi de la dezvăluirile făcute aici la Roman TV mm -hmm. e vorba de acel gard și un foișor Sigur, construit la... la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă Roman da, 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 este o instituție e. finanțată de Consiliul Județean Namț, un preț exorbitant cel puțin mi-aduc aminte la vremea respectivă gardul care a fost modernizat, schimbat din mm -hmm. punctul meu de vedere arăta bine putea fi cumva puțin reparat, ca să nu zic mai mult reparat, și ar mai fi dus. Era un gard din plasă de sârmă, adică nu era sau o problemă, stâlpii erau în regulă și așa mai departe. Vom vedea... De ce să mai reparăm dacă putem înlocui? Dacă banii, banii dar la nu sunt exorbi... ai noștri. Prețuri exorbitante. Ai, problema este că acum lucrurile Când e banul stau... tău, te doare, nu? Așa se zice. Când nu este al tău și îl iei de-a gata, da, la, investești cum e. în, Noi vrem în vrem niște lucruri care costă, care costă mult. Vrem niște gospodari în funcție adică adică decidenții cei care decid ce se întâmplă cu, cu banii noștri îi vrem să fie cât mai chipzuiți, mm -hmm. cât mai bine pregătiți și să facă lucrurile așa cum ne-am dorit și noi. Da. Însă din ceea ce am văzut la și la CSI Roman, dar și la Primăria Poiana Tăiului, un alt exemplu negativ, dar Iar și la alte 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 Sagna, a, fost, un gard a mai fost destul de controversat și acolo. Exact, școală. și tot acolo o școală care da, a fost da construită cu o sumă o da, de mare. În Luțca, și Da, în Luțca, Luțca era școala tot Comuna Sagna, gardul în Vulpășești, la școală grădinița în Luțca Comuna Sagna, unde noi am scris despre acest lucru, dar Conser a reabilitat o grădiniță în care nu erau șanse ca mulți copii să fi venit în viitor să înveți acolo și totuși dacă banii au fost investiția sa a ivit, știi cum este, bați fierul cât este cald. Și bă, cred că undeva la 50 și ceva de mii de euro, 60 de mii de euro a fost investiția privind reabilitarea acolo a acelei clădiri și alte modernizări. Și acum bate vântul în ea. A funcționat, cred că în primul an, când a fost reabilitată, după care, ne mai îndeplinind un număr, un crit sunt criterii după care o unitate școlară trebuie să funcționeze și acolo, ne mai fiind num un număr uh, potrivit de copii care de vârstă. Dar nu poți să-ți o ca idei copii. Da, de vârstă preșcolară nu nu au mai putut uh, frecventa cursurile, ci s-au îndreptat părinții, că vor fi 4-5 copilași de această vârstă în Luțca, s-au îndreptat către alte unități școlare sau îi aduc la Roman, Roma, e poate, greu să-i ducă la Sagna, da. la Sagna pentru că ar trebui să înconjoare știm că, că podul nu mai este, tot pod, prin roman ar trebui să treacă așa că eu cred că unii preferă să-i aducă în roman decât să vină prin roman apoi gândiți uh, și apoi da, Sagna asta, asta, e, uh, asta este ce ai spus unul dintre exemplele de gândire privind modul în care unii înțeleg să cheltuie banul public dar uh, să știi că nu sunt probleme numai cu cheltuirea banului public o problemă destul de mare și vom discuta și despre asta în această emisiune, e și ceea privind cheltuirea banului uh, european. Sunt o groază Sigur. de proiecte, uh -huh. părerea mea, făcute cumva uh, fără a fi gândite. Nu știu dacă cumva. se fură uh, că... sau dacă bagă nu sau nu să bagă, bagă, fură, bagă dar... mâna în, în banii europeni, deși n-aș băga eu mâna în foc pentru asta, însă sunt niște proiecte fără cap și fără coadă nu să spun arată așa. prea bine nu, nu, să o zicem și nu că nu arată bine, deci dar nu știu cât și... sunt de uh -huh. uh, dorite și necesare să spun așa și mă refer în special la acest proiect care e în desfășurare acum că sunt, am văzut că se lucrează, am fost în două rânduri pe acolo și o să mai merg să văd da. ca fapt divers, e vorba de drumul ăsta Axta, care face parte din axa strategică Bacău-Neamț da, e... Horia- Bine, e o investiție da, de 10 de milioane. Horia Icușești, da, Horia-Icușești, da. Horia-Icușești, dar și... Bine, unde au apărut niște probleme pe traseu, da, dar da. mă refer la faptul că circulația este foarte slabă. Pe Horia, în partea aia spre Făurei, cel puțin până în Făurei, Mărgineni, este... Te întâlnești cu o mașină, două, trei mașini cel mult. Și vorbim de zi. peste 140 de milioane de lei, dacă nu mă înșel. Da, suma tot, este tot, foarte toată, mare. Tot proiectul Axei Rutiere Strategice 3... Din care partea din, de la Horia până la Icușești uh, a preluat-o, mă rog. A câștigat-o firma Darcons uh, și a primit pentru acest proiect 10,2 milioane de euro, dacă nu mă înșel. Dar sunt bani mulți. Restul revenindu-i celelalte firme, CTT, construcții, SRL. Cu mai împărțit mulți, pe mă rog, ce segmente da, mă rog, proiectul? Celălalt lot, de la Horia spre Piatra Neamț, mă rog, Mărgineni, Făurei și tot așa. Sunt două loturi, mai mare este, cred, lotul care e între Horia și Piatra Neamț și mai mic este cel între Horia și Icușești limită cu județul Bacău. Dar sunt foarte mulți bani, sunt zeci de milioane de euro uh, și o să-ți mai spun ceva legat strict de acest proiect. Uh, proiectul prevede foarte multe uh, chestiuni tehnice care trebuie să uh, puse la punct până la uh, termenul limită, data finalizării uh, celor două loturi și cel puțin pe Horia uh, Icușești eu nu am văzut încă Că au vreo intenție să sape șanțuri, să facă Se lucrează tot ceea pe Horia ce, spre Făurei Imagine uh, se lucrează pe, exact la uh, ceea ce spui uh, da, la șanțurile uh, Eu am zis pe cealaltă parte. Eu am zis pe cealaltă parte. Horia probabil că este... să înceapă Acum, și acolo. Probabil că o să înceapă și acolo, da, e adevărat. Am văzut că într-una din zilele de la începutul lunii trecute uh, asfaltau până aproape de sensul giratoriu de la Horia, deci... Mai probabil. Am primit feedback uh, și nu doar o dată în tot acest timp, cel puțin în, în, de la începutul acestui an, uh, chiar și video, în care persoane au fost nemulțumite, șoferi localnici care vin din acea zonă înspre Roman sau invers, pleacă dinspre Roman, spre casele lor, Ion Creangă și așa mai departe, uh, arătând că nici bine n-a fost asfaltat și deja a apărut ceva gropi pe acolo prin... Uh carosabil, acum unii ori să spună, păi proiectul nu este finalizat, că vine primul strat, al doilea strat, nu mai știu ce strat, bine, înțeleg și asta, dar dacă tu asfaltezi de o săptămână sau poate două, trei, patru zile și apar acele gropi în asfalt și e un proiect de 10,2 milioane de euro, totuși noi ca cetățeni, da? Că ai spus și tu la început, noi ca cetățeni, ori suntem prea indulgenți, ori unii ne facem că plouă, ori nu, avem putere vorbi. pur și simplu să, să combatem aceste cred chestiuni, că pentru că nu este normal ca un proiect de milioane de euro să uh, dea dovadă cu ochiul liber, da, să vezi dovada în fața ta, că nu, e, nu se derulează în condiții tocmai optime. Păi de asta spun că sunt mai multe probleme apropo, apropo de proiectele europene și nu numai acolo. Și la Piatra Neamț este un proiect uh, cu fonduri europene. E vorba de Transformarea orașului într-un oraș uh, în smart city, uh -huh. nu știu cât de reușit va fi da. proiectul respectiv. Eu tot timpul am spus Bă, de discutat, să discutăm când lucrurile vor fi finalizate și vom vedea dacă va funcționa zucă, sau nu că va funcționa. Reabilitează poduri dezafectează da, poduri. Nu este. Acolo, uh, e sunt, un, e puțin haos acolo. Este în acest moment, haos nu? și se întâmplă un lucru pe care nu-l am înțeles și nu înțeleg și uh, vezi apar niște semne de întrebare privind modul în care sunt alocate aceste fonduri europene. Sunt bani europeni. Este foarte bine că vin banii ăștia europeni. Să mă refer la dacă ei sunt cheltuiți așa cum trebuie și pentru proiecte necesare. De asta spuneam. Cu cap până între la urmă între și... Horia și și Mărgineni sunt 20 ceva de kilometri de de șosea. Înseamnă Eu foarte mult. Înseamnă mult drum. Înseamnă este bani. Un drum lejer, într adevăr, e un drum destul de uh, ușor de parcurs. Ajungi bine până la Giro, până în zona aproape de Piatra Neamț, dacă apoi mai ai puțin și ajungi în Piatra Neamț. Deci persoane care sunt din zone precum, nu știu, Trifești, Horia, poate chiar secuieni care vor să acceseze pe acea parte, nu știu, prin Sofrocești prin, și să ajungă pe acest lot din axa rutieră strategică 3 ar fi încântate și probabil că sunt care au parcurs nu, și sunt încântate Sunt încântate dar tu care spui că nu merită nu, că, că nu, nu sunt, atât, sunt, de mult, sunt atât de mult trafic. Nu este, este un trafic foarte mic dar nu, nu mă refer la toate tronsoanele de exemplu, e foarte bine că se asfaltează spre uh -huh. Icușești, uh -huh, drumul arăta uh -huh, groaznic uh -huh. mă refer la drumul județean, este foarte bine că s-a asfaltat din Făurești și Mărgineni spre Dochia da, și așa da. mai departe. Eu mă refer doar la tronsonul ăsta și nu înțeleg de ce l-au prins în acest proiect, pentru că puteau să-l prindă în altul și banii să-i folosească în altă parte, pentru că ai, ai, o, cealaltă, variantă. Da, da, eu voiam să spun că ai varianta cealaltă de N15D, poți ajunge lejer la Mărginei și probabil că în continuare foarte mulți folosesc e această decorat, variantă da, da. și banii, asta am vrut să spun, că banii puteți să folosești și să asfaltezi Proiectul alte drumuri. Poate cu timpul se vor obișnui mai multe persoane să folosească această rută alternativă. Până da, la urmă, e, dacă ar fi da, să face să altceva bine, cu banii aia, mă adevărat, refer, la pentru că sunt ala. foarte mulți bani. Da. Deci da. să vezi pe un drum care arată foarte bine, o mașină, două mașini, da, pe un traseu de 30 e de liber, minute, stat, mi, se, da. mi se pare că da. e cam mult. da. apropo și de proiectul de la Piatra, n și altele și aici păi, e, cred că e o problemă la europene aduce și acel spor, nu? Către edil de primării, către președinți de consilii județene... Da, l au gândit nu știu cum l-au gândit asta de până la 50% din salariul de Unii spun pe metoda aia herupistă, hai să aducem banii europeni, foarte bine că îi aducem că nu sunt banii noștri, că probabil că mulți vor spune ce nu ți convine, mă, că nu sunt banii noștri. Ba da, sunt și banii noștri pentru că și noi și noi cotizăm la fondul la bugetul Uniunii Europene. Eu mă refer la faptul că anumite sume de bani sunt investite în niște proiecte care nu sunt viabile. Și uite, ai dat un exemplu, deși acolo cred că nu au fost banii europeni cu grădinița. Nu cred, nu. Dar au mai fost probleme. Probleme de genul ăsta, de exemplu, într-o guvernare la sfârșitul anilor 2000, dacă mi-aduc eu bine aminte, să investim masiv atunci în tot felul de școli. Ministerul Învățământului a alocat niște sume foarte mari pentru investiții în modernizare și construirea de noi școli în țară. Uh -huh. Ei au făcut, proiectul ăla a fost atât de prost făcut și negândit, că uh -huh. de asta spun când faci o șosea sau investești într-o șosea, bă, vezi dacă ai alternative. Alternativa aici era DN15D. Faci o o cercetare, să vedem dacă ai trafic, nu ai trafic, exact, dacă e dorit sau nu este dorit, pentru că poți să redirecționezi sau direcționezi mă rog, exact fondurile respective. cu toții plini de, de, de tot felul de specialiști, de studii, da, am, am văzut că se achiziționează de la sunt firme. Cheltuite, se cheltuiesc da. sume da. foarte mari pentru astfel de servicii Sigur, și cred că da. se putea face treaba asta, așa cum și apropo de proiectul și de sumele mari investite la vremea respectivă, au băgat, au construit școli acolo unde nu mai erau elevi. Da, au construit corect, grădinițe da. acolo unde nu erau copii. să fie absorbiți acei bani, pentru că știi cum e, placă trenul din gară da, și trebuie să-l prizi. Și mai e vorba și de aceleași firme de casă care se tot învârt în jurul acestor afaceri. Să fim serioși că dacă da, dăm au niște un, bani, un au... click pe sistemul de achiziții publice, vedem mai mereu aceleași firme cu aceleași contracte și de regulă, nu știu cum se fac și aceste licitații, nu ar vrea să spun ceva fără să am dovadă, dar cred că sunt servite cumva acestor firme de casă, pentru că Mă rog, așa s-au obișnuit. E prieten, sunt datori, au. Mă rog, știi cum e? Multe dintre societățile din zona unde se întâmplă aceste lucruri sponsorizează de multe ori sau susțin campaniile electorale, așa că prietenul la nevoie se cunoaște. Da, eu zic că au cheltuit niște bani ca să fie cheltuiți, i-au cheltuit fără cap exact. și de pentru care, iată, sunt acum o groază de primari în țară care nu știu ce să facă cu aceste spații, cu aceste școli care nu sunt folosite. Da. Unii am înțeles că le-au transformat în cămine culturale sau vor să le transforme, alții vor să, să le dea o altă, o altă destinație pentru că nu sunt copii. Și întrebarea este, bă, tu când ai băgat și ai investit sau ai venit cu această idee de proiect, și pe care l-ai pus în practică, nu te-ai gândit sau nu ai făcut o... o, o mini cercetare, de să vezi dacă ai copii, nu, nu ai da. copii. Se deschid niște axe de finanțare și bă, de ce să fim noi, ăia mai codași, nu știu, printr-o comună din lotul da, țării. Da. Hai să depunem nu. și noi proiecte. Da, și că... aici se deschide axa de finanțare, într-adevăr, și Uniunea în Europeană îți dă niște bani, dar tu trebuie să te adaptezi cumva pe ce dau oia. Da. Nu e banii. E adevărat, pentru un da. proiect, asta, că se da. dau bani, hai mm -hmm. să-i facem mm -hmm. drum de la, nu știu unde, la chiar dacă tu, drum de exploatație agricole, de exemplu, chiar dacă nu e nevoie de drumul ăla. Dar este o discuție, repet, am trecut pe acea, acel tronson două rânduri și m-am mirat faptul că m-am întâlnit cu cel mult trei mașini pe acest tronson între Horia, repet, da, și Forei, Da, este destul făurei, de marginel, strada foarte... pentru că și eu am parcurs acest m-am întrebat ca orice om normal traseu. la cap, Zic, bă, nu ar fi fost mai bine să folosească banii în altă parte? Mm -hmm. Tot pentru mm -hmm. drumuri, că aveai dn 15D, e traseul folosit de altfel, cred că de toți cei care vor să ajungă la margini Forei, în, în zona Sigur, respectivă. Da. Da. Da, asta era unul dintre subiecte, și uite, ne întoarcem la, la Gard, la Facerea Gardului, ca să spunem așa, unii uh, care scot bani foarte mulți o din, care din construcții vrut să fie trecută prin Consiliul Județean, nu? Da, au fost uh, o vie dispută acolo în Legislativul Județean, uh, de fapt în Legislativul Județean, pe rețele de socializare, pentru că până la urmă proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, uh -huh. a fost retras pe motiv că trebuie să mai fie analizat și la și prețuri că, uh, și la una și la și alta. Și că lucrarea este una mult mai complexă decât pare, nu? Da, Am ce văzut poate să fie mai declarația complex. președintelui interimar al Consiliului Județean. E un gard, doamne iartă-mă, uite, acesta este gardul și Bine, este un gard din. astea sunt niște plăci din beton, dacă nu mă înșel, da, gardurile vechi sunt comuniste. Vechi, da. Bine. E Poate discu vor să-i facă fundație, nu să Vor facă... să facă cu fundație, într-adevăr. O să o să dau citire: câteva informații din, din proiect. Vor să facă cu fundație. Însă, problema aici eu văd din mai multe puncte de vedere. În primul rând, trebuie să ne gândim la un aspect că traversăm o perioadă critică, da? Premierul. Ciucă și cu domnul Ciola, cu cei doi partenerii care reprezintă coaliția, care se află la guvernare, s-au plâns în ultima perioadă că nu mai sunt bani. Nu mai sunt bani la buget, nu mai uh -huh, sunt bani uh -huh. și tot caută tot felul de variantă, bine și PNRR-ul, ca să accesăm fondurile acolo. Avem niște obligații cu uh -huh. pensiile speciale și așa mai departe. Clar. Că tăiem de acolo, că nu tăiem, ba uite că renunțăm. Putem să pierdem Nu vreo 100 da, de, de, de euro. Da, cumul pensie salariul la buget, ba nu e bună varianta, ba stai că mai umblăm pe la codul fiscal. Ba, stai că mai, mai băgăm niște taxe și impozite pe, pentru micro și așa mai departe. E, eu m-aș fi așteptat și probabil că și tu și mulți dintre noi ca cel puțin la nivel, la nivel local lucrurile să se schimbe în sensul că cei care gestionează bugetele, cum ar fi cel al Consiliului Județean Neamț, mm -hmm. bugetele primărilor pentru că m-am uitat, și chiar astăzi m-am uitat să văd ce mai cumpără primăriile și păi, eu mă uit cumpără în continuare la prețuri zi, foarte mari da. și din punctul meu de vedere niște lucruri la care și pot să lucruri De exemplu, dacă e să ne raportăm ca o paranteză la primăria municipiului Roman făcusem un material anul trecut despre achiziție, vopsea pentru marcaje rutiere și la un moment dat, mă fusese surprinsă că se achiziționa la acea vreme anul trecut, da? pentru că acum a revenit achiziția, aceeași achiziție de la aceeași firmă pentru aceleași produse. Și mirarea, mirarea mea a fost că trebuie să achiziționeze câte 8 tone, de exemplu, de vopsea albă. Câte 6 tone de vopsea albastră, 4-5 de roșie și tot așa. Adică nu vreau să dau date, dar știu că uh, am fost surprinsă când am văzut 8000 de kilograme de vopsea albă pentru marcaje. Și am zis, da, probabil că își fac un stoc. Și eh, anul acesta, nu de mult, pentru că știm la început anului se fac contractele, se încheie contractele acestea de achiziție, a revenit aceeași uh, achiziție, același contract pentru alte 8 tone de vopsea albă, pentru alte, nu știu câte sute de kilograme de roșie, pentru alte... Și te, 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 miri ce? Adică ce avem de vopsit toată ziua prin orașul ăsta în materie de marcaje rutiere? Bine, au fost iarnă, au fost frig, a fost ploaie, mă rog, s-au mai dus, s-au mai estompat poate din aceste uh, marcaje. Sau mai ștărzem. Dar uh, din punctul meu de vedere și nu știu dacă ești de acord, mi se par cantități foarte mari. Acum nu știu ce înseamnă și cât le ajunge și pentru ce suprafață le ajunge cantitatea respectivă, ei știu mai bine, da. dar dacă tu ai constatat că au făcut astfel de achiziție și anul trecut și anul și ăsta, an, probabil că anul acesta, da. au mai asfaltat sunt, străzi și sunt necesarul de, necesare, de, da. de vopsea specială este, este de adevărat, mai mare. Probabil că sunt necesare, nimic de spus, da. Vezi? Și a ăsta e un exemplu, nu neapărat că e un exemplu uh, de rea practică sau că nu trebuia să cumpere municipalitatea aceste, vopseluri, aceste vopsele pentru marcaje, dar e aceeași firmă, an de an sunt aceleași Da, dar este, este sunt o firmă aceleași, da, care furnizează în deci, special astfel de, de produse, produse e din această că sunt gamă. Unele de profil, Extrem de nișat, da? adică sunt niște firme pe care da, nu le găsești oriunde și iarăși n-am nimic împotriva acestei firme sau a alteia, dar am vrut doar să dau un exemplu despre cum funcționează. Întotdeauna achizițiile așa funcționează. Cel puțin eu studiind sistemul de achiziții publice am observat aceleași firme rotindu-se, aceleași sume, aceleași estimări, ba mai mult de la an la an, încă. Aceste contracte cadru da, cresc pentru că știm cu toții și motivațiile din ultima perioadă sau cel puțin din ultimul an din 2022 încoace că au crescut prețurile la carburanțe alimente și așa mai departe nu este nevoie să uh, spun uh, implicațiile acestor creșteri uh, la prețuri uh, și uh, aceasta este și motivația mai nouă. Vedem că bă, sunt și hotărâri de Consiliul Local, de Consiliul Județean, care invocă aceste motive. Că a crescut prețul carburanților, cu toate că, să-mi fie iertat, am văzut că au și scăzut între timp, nu? Cât da. mai este litrul de motor. Adică nu mai suntem la 90 lei aproape cât a fost când a fost în perioada de vârf, când au fost și acele proteste prin țară. ce am ajuns undeva, cred, la un preț, cred că de 7 ,50 lei 50 ca un mediu, așa, nu știu dacă... Nu, e sub 7 lei. Da, e chiar și, sub 7 lei. De materină, și litru de Bun, motorină că... și litru de benzină. e mult sub 7, undeva la 6,60, 6,50. Ei, 6, cu atât, 50. mai, cu atât mai mult. Adică Am deja avut. aceste motivații, nu știu e adevărat că sunt alte alte prețuri care nu au mai scăzut. Dar, acum și trebuie nu mai fie, putem... nu fie rău tăci, o să trebuie să crească salariile și la, la privat, nu mai la bugetari. acolo sunt niște oameni care mă refer la cei care produc firma din Bacău glumeam, probabil că, adică sigur există niște documente la baza acestor achiziții, noi tot timpul ne-am interesat și eu am mers cu interesatul ăsta chiar și în zona organelor de cercetare penală, așa cum le știm pe tu, cu toții, am vorbit cu polițiști, pe care am întrebat normal, când am constatat și am și publicat și am și discutat da, aici anumite, anumite despre anumite achiziții, achiziții și despre... dubioase, ei spun: Mie mi-a spus, mi spus un ofițer important din uh, Poliția Neamț că se fură legal. Adică nu ai ce să faci pentru că achiziția a fost desfășurată prin da, sistemul și ăla se, electronic de achiziție. achiziționează achiziții, și în, achiziții în, limita, în limita unei sume, știi. Unei sume, nu, aici e un alt aspect, dar uh, modalitatea în care îi fac aceste achiziții este una legală. Chiar dacă clar, că legea ți permite da. ca tu să faci Dar care moral, moral nu vorbim de partea aceasta da. morală, că nu ne, exact ce am spus la început, ne întoarcem la aceeași poveste. Dacă nu este banul tău și nu te doare atunci când îl scoți din buzunar, este clar că l-ai scos, l-ai dat ajunge unde ajunge, dar pe de altă parte dacă legea dacă legea îți permite ca tu autoritate contractantă să te îndrepti spre firma care dorești tu, fără să fii obligat să ceri oferte de la mai multe societăți comerciale, de exemplu ai de cumpărat, ai de cumpărat, vorbim de cele directe care sub anumit anumit plafon, ai de cumpărat măști măștii de, tergenți, de, sau... măști de prote prote protecție. Pe, tu pe piața ai o groază de oferte. Tu, primărie Roman, de exemplu, poți să te duci să testezi piața, să vezi că spitalul Roman, de exemplu, sau spitalul județean de urgență Piatra Neamț a cumpărat da, un exemplu, o mască din aia cu, cu 10, 50, sau cu, cu 10, 10, 12, 10, 15 bani. Da? Tu ce faci, tu primărie Roman, cel de la serviciu de achiziții? Te duci așa cu un tupeu mizerabil, cu de, de, de 10 de ori și ai cu 50 de bani de la aceeași firmă din Roman. Adică o fir firmă din Roman, susținem economia locală, susținem antreprenorii locali fără doar și poate, dar nu poți să faci o astfel de achiziție care au fost, bate la... O... Au, fost, au fost, niște... Bă stocuri destul de măricele de mâncare la acea vreme. Deci nu vorbim de, nu știu, câteva sute de măști, vorbim de stocuri de chiar zeci de mii. de să măști. fi zeci de mii, dacă Exact, nu, da, 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 știu sigur treaba asta, mi-aduc aminte perfect și vorbeam atunci de, făcând un calcul, de un prejudiciu, aș numi eu așa, destul de măricel, adică o diferență, mai bine zis, destul nu, de mare. Deci un câștig foarte uh, mare uh, pentru și o, mare o, cineva și o, o pierdere da, foarte mare pe pentru primărie. Și numai mai primăria romană, am fost câteva școli din Roman care au făcut astfel de achiziții și mă de la mai gândesc respectivă. că atunci când ești o entitate de acest gen și ai specialiști sau ai din aparatul de achiziții, da? ai specialiștii care, că așa am avut motivații în ultima vreme, așa am primit motivații, că specialiștii din aparatul de achiziții da, tehnic mă rog, se pricep mai bine și ei știu ce cumpără și la ce preț. Bun, mai cu seamă că ai oamenii aceștia acolo mă gândesc că în timp ce tu cumperi, adică dacă tu cumperi cantități mai mari, Poți cumva negocia și la preț, nu? Iarăși, altă anomalie, iarăși mi se pare. Adică când tu cumperi 90 de mii de măști, 100 și ceva de mii de măști și ei și la suprapreț, preț, nici nu negociezi acel preț pentru că alții iau poate, nu știu, 5.000 de măști și tu iei de bă, 20 da. de ori mai multe și nu negociezi iarăși, nu, e o anomalie, eu așa o văd. Da, sunt clar sunt niște afaceri cu dedicație și nu sunt singuri Și nu la sunt doar în afaceri. Roman. Atenție, că noi studiem, de exemplu, eu mă uit și pe comunele din jur da, mă uit și malicum, pe pe fi să fie. Mă mă și pe în județe, adică pe jumătă deci, neamț mai exact. Sportul din banul găsim. public este sport național, și nu de foarte mult, este tolerat de către autorități, acum intrăm pe zona politică și o discutăm și despre asta, însă, cum spuneam, este mai mult decât clar că. Astfel de, un astfel de comportament din partea celor care gestionează banul public este permis și ceea ce spuneam la început deci uh, să te prejudiciați și nimeni nu răspunde da. pentru că legea primit acest lucru, revenind poți să cumperi de unde vrei un anumit produs, poți să te duci să uh, apelezi la niște servicii uh, la prietenul tău care are o firmă și au fost astfel de situații foarte foarte multe, dar mm. vom discuta despre asta sigur, da da, iată, Alex, parcă am fost gând la gând. A revenit cu aceste fotografii, cu gardul care ar trebui să fie schimbat cu o sumă colosală, hmm. schimbat în sensul că trebuie să renunțe la aceste plăci din beton și ar trebui fi făcut un gard cu fundație, cu tot ce trebuie, dar imediat o să citesc eu din acest proiect, o să dau niște informații. proiectul de hotărâre, Da, da, de hotărâre. Ne? Cert este că, doamnă și domnul, și aici mi se pare cum să zic eu, exagerat cumva, că avem de a face cu niște costuri colosale din punctul meu de vedere deci suma totală pentru această investiție, pentru a schimba acel gard este de 296.521 de lei cu TVA inclusă adică pentru adică 50.000 de euro, da? pentru 130 mai mult, 60.000 uh -huh. pentru 134 de metri liniar de gard, undeva la 450 de euro, înseamnă pentru, pe metru de gard metrulinier, bineînțeles, asta ar fi costul. Mie mi se pare extrem de mult și mă uitam în, în pe proiectul pentru această investiție ce drept, na, vorbim și despre fundație, vorbim despre un gard exact, da. care ar trebui să arate să fie într adevăr o lucrare cum a spus domnul președinte interimar domnul Asaftei, mult mai complexă sau complexă pentru că știm că nu putem spune mult mai sau ce poate e să, complexă. Ce poate să fie complexă la complexă la un față gard de ceea ce vedem acum, dar mă rog, așa a fost exprimarea domniei sale. Nu știu, urmează să vedem și noi în ce constă această complexitate, nu? Că de multe ori uh, noi uh, am primit uh, uh, feedback uh, după finalizarea unor astfel de investiții și, cum ai spus și tu, pozele nu arătau a uh, uh, SF sau a nu știu ce. Arătau a gard normal, gard decent, gard care, cum ai spus și tu, uh, se poate face și sau se poate, poate realiza fi, și mult re, mai puțin. Poate fi reparat, se poate fi reparat. reparat. Acum, da, e adevărat, aici probabil că o să, o, o să facă și o fundație, poate vor să facă stâlpi, poate vor, vor să Vor imediat îți spun, da, deci una. proiectul sună astfel. Apropo de ce vor să facă domnii respectivi? Deci iată ce spun specialiștii care au uh, compus uh, acest proiect mm -hmm. privind schimbarea gardului de la la uh, această clădire. Ce aparține normal Consiliului de județean Neamț, ceea așa că în prezent, clădirea în care funcționează Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsiatrică este împrejmuită cu un gard din plăci prefabricate, uh -huh. susținute de stâlpi de beton, având o înălțime de 2 metri, ceea ce vedem în imagine, conform legislației, da, împrejmuirile centrului rezidențial trebuie să permită vizibilitatea în și dinspre locație, aspect care nu este respectat în configurația actuală. Deci, aș fi unul dintre motive că da. nu se vede că nici nu... în interior da. și nici în interior da. nu se vede în exterior. Pentru că sunt da. opace aceste plăci, din... da? da. Îndrie, nu e niciun. În ideabile, ar fi putut să le pune termul Pane, în În altă ordine da. de idei să le decupeze, în altă ordine, ordine Dar, de poate idei. Poate vor din plasă, poate vor din Da, imediat zile. o să spunem ce fel de gard voia să facă. Vor să facă. Deci în altă ordine de idei, din cauza intemperiilor, schimbărilor bruște de temperatură și vechimii gardului, stâlpii de și gardul. plăcile s-au fisurat, desprinzându-se bucăți de beton atât din stâlpi cât și din plăci, astfel încât în anumite porțiuni a devenit vizibilă armătura din fier beton ruginit. A ruginit ca la podul de la Lușca. Uh -huh. Intervenția anterioară stâlpilor și plăcilor au generat degradări suplimentare, adică au intervenit ca să-l refacă uhum. și l-au stricat. sau la strica, Por Porțiunea deteriorate ale elementelor de împrejmuire actuală reprezintă un pericol pentru asistații centrului în contextul desfășurării activităților recreative distractive din curtea exterioară. Se propune desfințarea împrejmuirii cu lungimea de 134,46 de metri. Eu am spus 136, dacă mă la un dat, deci 134. Uhum și, așa cum se vede și în imagine, e vorba de acel gard din Beton. Am mai văzut la unități militare da, astfel da. de garduri. E vechi, într-adevăr, cred că este din 1989, înainte de 1989, sau poate și puțin după. Deci amplasamentul este cuprins, e pe strada... E aproape de spitalul de da, este, psihiatrie Sfântul da, Nicolae. Da, De, de chiar... Sfântul Nicolae, la o aruncătură de băți, undeva pe colț, în capătul străzii, este spitalul, mă rog, e la intersecție cu strada pe care este situat, spitalul de psihiatrie Sfântul Nicolae, un alt obiectiv aflat în administrarea, în subordine a Consiliului Județean Neamț, pentru care a fost emisă hotărâre de Consiliul Județean pentru a suplimenta. Uh, acel proiect și acolo a fost uh, și tu ai scris despre proiect și noi am făcut material exact. la un moment dat și acolo a fost o alandala în sensul în care la un moment dat acea firmă Seven Hills nu care câștigase uh, lucrarea cred că subcontractase pe cineva nu știu pe cine, la un moment dat ne -a, noi ne-am întâlnit cu domniile lor acei domni ingineri sau ce or fi fost uh, diriginți de șantier, muncitori uh, și așa mai departe care ne-au cam uh, alungat la la fața locului, nu cumva să îndrăznim să luăm imagini uh, cu ce investiții se fac pe la spital, noi vrând doar să realizăm uh, un material uh, simplu despre cum merge investiția acolo că noi știi cum e, noi mereu mergem la fața locului, așa cum a fost și cu podul de la, de la Luzca și în cazul altor investiții mergem să vedem pașii care s-au făcut ce urmează a mai fi făcut, câți bani e investiția, cât, cât la sută, înțeleg că aici Seven Hills a tras doar 30% din bănuții respect, sau mă rog, doar 30% din toată investiția pe care trebuiau să o facă și era prevăzut acolo la spitalul de psihiatrie, cu uite, trec de la unul la altul, au realizat, deci undeva în proporție de 30%. Restul de până la 70% n-a fost realizat nici acum, iar investiția ar trebui finalizată până la finalul anului, înțeleg undeva la începutul anului 2024, ar trebui să fie deja finalizată și s-a suplimentat cu 2 milioane și ceva de, de, lei, am ajuns undeva aproape de 10 milioane de lei cu această investiție. Demolau și de unde, unde ea a plecat de undeva de la 6, 7, 7 milioane și ceva de, de lei, dar cred că și acei 7 milioane au tot fost suplimentați, adică au ajuns, la această sumă s-a ajuns tot prin suplimentări, pentru că inițial, dacă nu mă înșel, proiectul a fost uh, cu o valoare mult mult mai mică și cred că primul care a scris despre acest lucru a fost chiar tu în atacul.ro. Deci, așa funcționează, unde investiții de acum uh, implementate, nu spunem de zeci de ani, doamnelor și domnilor, să înțeleagă și telespectatorii. Investiții pentru care s-au demarat procedurile și au început lucrările în 2018, 2019, 2020 în pandemie, suntem în anul de grație 2023, aproape de jumătatea anului, și aceste investiții sunt realizate în proporție de 30%, iar în 2-3 ani s -au, sumele inițiale aproape că s-au dublat. În unele cazuri, sau în unele cazuri chiar au mers peste 50%. Motivând tot uh, 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 aceste aspecte pe care le-am menționat mai devreme, că s-au scump, scumpit nu știu da, ce, că totul este scump și bă, inflația este inflația se resimte în piață. Da. Și salariile celor din construcții, la fel, a necesitat o modificare a prețului. Aici, apropo de subiectul ăsta, eu un contract cu. Cu multe semne de întrebare din punctul meu de vedere. Firma care a câștigat Seven da, hills Hilsu, pe care l-am Da, tu, exact, da, este o firmă, acolo, da. Da, e o firmă de consultanță cu un singur angajat la vremea respectivă. Acum are mai mulți angajați. Eu nu știu cum de a putut să câștige respectiva societate comercială acest contract, da. pentru că este un contract de valoare foarte mare, adică eu știu cum. Mm -hmm. Sunt niște implicații acolo, s-au tras niște și, de fapt, dacă ei să mergem la fața locului, vom vedea că mai lucrează și alții pe la. Pe la da, asta la, spun, la că proiectul pe noi ne-au ne alungat la propriu deci. Eu am firmare. Mine m-a fotografiat ca pe infractori, un domn de acolo, un muncitor, nu știu cine era, să arate mai, mai mai departe la Consiliul Județean Neamț. Asta e de pe vremea domnului Ionel Arsene, deci domnul Arsene era încă președinte al Consiliului Județean Neamț, cred că undeva anul trecut uh, se întâmpla acest lucru, și domnul mă urmărea agresiv, chiar ostentativ, să-mi facă fotografie. Repet, ca unui infractor, eu eram, de fapt, la locul de muncă. Doamna director știa Erai de la Erai la locul lor de muncă. Doamna, băi, terenul, terenul e tot locul de muncă al unui jurnalist. La spațiul public. este spațiul exact. public și iar instituția. Iar, instituția iar directorul unității, spitalicești, ia că ne aflăm acolo, știa ce facem, luasem interviu, adică era totul clar ca bună ziua. Și ne-am găsit cu acești domn care mai să ne dea afară pe ușa spitalului, domnule, adică din curtea spitalului. Vorbim de muncitor, da? Da, da. Da. Și cred că poate de aici a fost, să spunem, agresivitatea asta sau cumva ne-am lovit de, de chestiunea asta, da? că au fost reticenți și ne-au întrebat cine suntem și m-au fotografiat și vreau să vadă ce caut pe acolo. Și că poate erau subcontractați de firma respectivă. Nu știu dacă da, e posibil corect că sunt, sau nu. Sunt niște implicații dubioase care ar trebui să facă obiectul unor verificări, dar oamenii noștri sunt obosiți și cei de la puți și de la DNA au altele de făcut. Probabil că sunt cu gândul la pensiile speciale. Nu au făcut niciun fel de verificare, deși, repet, sunt într-adevăr niște chestiuni suspecte acolo. Valoarea contractului este una mm -hmm. foarte mare. Mm -hmm. Firma nu avea decât un angajat și, eu, și care era, care era de firma de consultanță. Bani, de După bani, bani. aceea, dar și dacă e să ne uităm în niște documente oficiale pe care sper să le prezint, viitoare, o să vedem că semnează în, în contul acestei societăți comerciale o persoană care are nicio treabă cu firma respectivă, da, cu o altă da, firmă. Uh -huh. Adică sunt niște lucruri din astea clasice. Sunt niște firme paravan, clasic. cum să le numim. No, care cumva sunt niște subantepize. paravan în sensul în care cumva vrei să predai mai departe, adică tu câștigi contractul respectiv, dar e clar că îl vei subcontracta. Da, putem Știi? Adică suspecta Asta e părerea mea, o, dacă manevră, vrei, nu știu. Da. o manevră care a avut drept scop Câștigul unor venituri ilici, ilicite, dar este un alt subiect. Apropo de, de gardul de acolo și apropo de multe alte investiții de genul ăsta, știți, mă gândeam la un aspect extrem de simplu. Dacă tot traversezi o, o perioadă de criză, e ca exact, într-o familie, da? Într-o familie, dacă este criză și nu mai sunt bani, mai avem, de plătit, reama, avem de plătit, rate, mă rog, avem de plătit rate, avem de plătit. Trebuie să cu bani. Exact. Să fac, plătim, curi, să cheltuim pentru copii și așa mai departe. da nu-ți schimbi gardul în fața casei. Adevărat, deci da. ei o mână de var și mai văruiești, mai iei o, un aparat de sudură, da. îi su 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 nu? sudezi bustățile la, la stâlpul din, din fier, dacă e o problemă, deci îl aranjezi uite, astfel da, domnule, încât... Da, da, domnule bă, Muraru, uite, vezi? aici dacă nu, e, nu sunt banii lor, da? e noi acasă tu spui, dar noi acasă acționăm cu milă dacă vrei, pentru că știm cât de greu se uh, câștigă banul, știm cât de greu uh, odată cheltuit banul uh, nu se mai întoarce în investiții prost făcute sau că avem cu toții da, locuințe, avem cu toții uh, familii, avem cu toții viață. Și mai vrei să faci, cum ai spus și tu, pe lângă casă, una alta, dar este greu de recuperat un ban investit, și este greu de recuperat atunci când investiția este una proastă. Și te gândești de două, trei ori, cinci ori, zece ori înainte să te apuci de, de, de făcut no, ceva. Eu... Vreau să scot în evidență ipocrizia guvernanțială și faptul da, că da. ei pe o parte strigă, nu avem bani, e hai adevărat, să se ne cureauă, da. căutăm soluții pe data, pentru a acoperi aruncă... a acoperi gaura și vedem în, 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 în teritoriu, teritoriu, da. în teritoriu da. că cei care gestionează banul public își bat în continuare în joc de el, adică risipesc acest ban public, care s-a destul de greu la bugetul de stat. Știm foarte bine că suntem ultimii în Europa la capitolul colectarea TVA-ului, dar și la alte capitole, nu numai mm -hmm. la colectarea TVA-ului. Problema este că dacă tu ai într-adevăr te afli într-o situație dificilă, iei niște măsuri astfel încât să faci în așa fel încât risipa banului public mm -hmm. să fie cât mai redusă, dacă pot spune așa, dar din contră, la noi se întâmplă altfel și am dat exemplu acestui gar, că de asta și discutăm despre el și l-am la pământat da? în această da, emisiune da. Și deci e, poți să renunți la gardul respectiv urmări, sunt 60.000 da. de euro, cu 60.000 de, de euro poți să faci cu totul alte lucruri poți să intervii acolo dacă este cazul și este o situație, să zic eu care ar putea pune în pericol, ei spun că pun în pericol că așa au spus și în cazul gardului de la CSI, că pun în pericol, Era vorba acolo era vorba de gardul din spatele acelui centru. Mă rog, că pun în centru, pericol pe copiii care sunt internați acolo. Dar repet, eu am fost, am filmat gardul ăla. Gardul respectiv care a fost schimbat la fel cu o sumă colosală din punctul meu de vedere putea să fie cumva aranjat, putea să fie legat, putea să schimbi plasa acolo unde era necesar. Stâlpii erau solizi, erau uh, înfipți în, în pământ și betonați. Deci aveau uh, erau, erau cum să zic eu... Era o structură sol, destul de solidă. Soliz, spuneam, că nu puteai să-i să dărâmi da. trăgândii, de exemplu. Uh -huh. Dar și atunci au, au acceptat și au mers pe varianta asta de... Și cred că s-au mai făcut după niște contracte, tot la uh, CSI, tot la această școală cu, pentru educație inclusivă, nu? Uh, da, așa? sunt tot felul de contracte mai dubioase. De contracte și, și în față, de acolo... au, și gardul din față a fost uh -huh, modernizat uh -huh. cu o sumă colosală. Erau niște firme implicate acolo, firme de casă. Una dintre acele societăți era a fiului fostului deputat PNL de Neamț Ursărescu, Dorinel mm -hmm. Ursărescu, mm -hmm. care o firmă abonată la contracte cu acea instituție publică. Bine, nu e asta o problemă, că și aceste lucrări, până la urmă, bine am văzut, Trebuie, da. făceau igienizare, de exemplu, igienizare în spații. Și spunea cineva, bă, cel mai ușor e să faci bani cu instituțiile astea publice, igienizând spațiile. Că le igienizezi cu doi muncitori și nu știe nimeni cât ai făcut, cât ai pus, cât ai drept, dacă le-ai făcut și așa mai departe. Deci sunt niște sume foarte mari, din cât mi-aduc eu aminte, cred că numărul contractelor era de peste 10 la un moment dat, iar valoarea lor destul de, de consistentă. Da. Bine, au fost informații la fel furnizate furnizate, care au apărut în spațiu public, da. nu știu da. dacă cineva a verificat, dacă a verificat e clar că nu s-a întâmplat nimic, a trecut ceva timp de atunci și ajungem din nou la aceeași idee mm -hmm. care ar trebui cumva să-i trezească pe cei care guvernează această țară și ca să oprească risipa, hemoragia de bani publici ar trebui să spună hop, hai să umblăm puțin la uh, legislația privind achizițiile publice și să nu le mai permitem celor din primării, instituții publice, ministere da? și așa mai departe să facă achiziții de acolo unde, unde vor ei. Pentru că în momentul de față se întâmplă următorul lucru care te sperie de fapt. Uh, cel de la achiziție, din minister, dintr-o primărie, din Consiliul Județean, s-ar putea să aibă un prieten, prietenul da, da. X, uh -huh. care are o firmă. Dacă nu are o firmă, îi spui să o înființeze sau păi de, chiar oare și tu te gândești, te uiți, stai în biroul tău de edil, da? Sau de, nu știu, șef de Consiliu Județean. Mă refer din toată țara. Și te uiți la ferestre și spui, Ferestrele acestea o -o fere da, pe, au o zgrietură pe zgârietură pe, pe Hai să schimbăm termopanele. Știi că uh, procesul poate fi și invers, adică nu e o chestiune care nu se da, întâmplă. Sunt niște da, sunt caută unul de probleme, motive ca să. Că să, să sunt infiltrații, bani că se aburesc ferestrele, nu știu, acum referindu-mă stric la acest exemplu. Și exemplele pot continua. Sunt, de exemplu, furnizori de uși triplu stratificate din steja, te mai mir ce? Sunt care au firme de pardoseli nu știu de care, sunt care au pentru nu știu ce. Uh, pentru ex clădirile exterioare cu decorativă sunt, adică sunt foarte multe eu nu le pot spune acum punctual că uitându-mă în SEAP da, în sistemul acesta de achiziții publice le văd atunci la momentul respectiv eu mă uit destul de des cum, cum ai zis și tu adică urmărim acest sistem și văd tot felul de tot temir ce achiziții, investiții ca să nu mai spun că suntem în luna mai a trecut anul trecut Anul 2022, să nu repet, și uh, am terminat prima serie de știri uh, privind contractele uh, pentru consultanță, și acum, uh, um, cred că luna trecută, în aprilie, studiind puțin uh, sistemul din acest punct de vedere, am observat că revin aceste contracte, adică alt an, alte proiecte de obținut, alte contracte pentru firmele de consultanță și am fost surprinsă să văd că aceeași comună care și anul trecut avea niște contracte destul de măricele în această zonă, a încheiat și anul acesta, cred că până acum contracte de zeci de mii de euro, adică pe consultanță. Și ne gândim bun, vrei să atragi prin PNRR, vrei să atragi prin Angel Salini sau ai alte, nu știu, mai sunt CNI, mai sunt alte instituții finanțatoare, entități finanțatoare, mai bine zis și mai corect, dar câți bani dai pe consultanța asta? Că eu aici vreau să ajung. Și sunt mult mai multe alte servicii care se serviciile de telefonie, de internet, de, pentru piese dintre acestea, pentru birou, calculatoare, unități, laptopuri, adică sunt aceleași firme, sunt aceleași achiziții, achiziții periodic, sunt achiziții pentru instituții mari, cum e primăria Roman, cum e primăria Piatra Neamț pentru firme de curățenie, pentru că, la rândul lor, primăriile au și alte instituții subordonate sau care le, care le coordonează, da, uh, pentru produse de curățenie. Și sunt sume destul de mari, adică sunt foarte multe exemple. Oamenii trebuie să știe. Adică noi scriem așa periodic despre tot felul de achiziții care nu se par nouă mai acum sunt niște achiziții da. absolut necesare e fără adevărat, de care nu, pot, da. nu se poate desfășura activitatea, nu se poate desfășura activitatea unei astfel de instituții. însă întrebarea și semnele de întrebare apar acolo unde vedem că prețurile care se fac anumite achiziții sunt mult mai mari decât acelei servicii oferite de alte societăți cum acela în România. Mă la trei produse... luni, mă, scuze, uite că te, mă văd nevoită să te întrerup. La trei luni, de exemplu, da, faci o achiziție de patru ori pe an de la aceeași firmă, aceleași produse. Da? C o firmă are un anumit profil, cumper de 4 ani sau de trei ori pe an, uite, la patru luni. Și ei câte 300 de bucăți de șpreier pentru geam. Sau 400. Ei, nu știu câte role de prosoape din hârtie, multe, adică mă refer la 10 de role, nu mă refer la 20-30 de role, sute de role. Ei, nu știu câte câți flacoane cu detergenți pentru toalete, Iar și 3-400 de bucăți. Și dacă le numeri la an, sunt mii de bucăți, domnule, de astfel de, păi de produse. E, e, e și aici e am dat doar un exemplu, e adică nu somn. e... E probabil că sunt necesare aceste produse, așa cum și apa minerală, am văzut că a, a făcut da, achiziție da recent uh, mineral, primăria apul... Roman. Dar revin, de fapt noi am discutat acum, plecând de la ideea că guvernul da. se plânge că, sunt, că nu mai sunt bani și noi n-am fi așteptat să stopeze cumva sau din solidaritate cei din teritoriul bine, o să rădă mulți. Ce solidaritate? Bun, dar ei se plâng că nu sunt bani. Poate la un moment dat nu să aibă bani să plătească uh, uh, curentul. Și nu e imposibil să ajungă și la -o, la o astfel de situație. Cert este că ceea ce am constatat eu și am văzut și ai constatat și tu, risipa continuă. În, uh, avem o groază de primării care fac tot felul de achiziții, și ca să nu le spun altfel, uh, dar legea le permite, deci guvernul ar trebui Iarăși să. Iarăși, clorul din strand costă. Păi adică costă Clor special sau niște substanțe speciale pentru tratarea apei? Nu. Na. Bun. Uh, concluzia este simplă din punctul de, de vedere. Dacă într-adevăr uh, guvernul vrea să rezolve această problemă, Decidenții, ar trebui să intervină și să stupeze cumva sau fac, păiala, să, da. facă, să facă în așa fel încât să nu se mai permită celor care se ocupă de achiziții publice să facă ceea ce doresc și cum doresc. Repet, nu este, sau cel puțin mie nu mi se pare permis, nu este corect să ți se permită să cumperi de unde vrei apă minerală, de exemplu, mm. nu este cazul, că nu știu dacă prețul este mare sau este mic. Am văzut o achiziție. De exemplu, măști. Este destul de, de unde, măricică. De unde să cumperi, dacă nu cumperi. Mai cumper, depinde și câte bucăți. Nu, nu și știu de unde le cumperi, dar mm -hmm. repet, poți să cumperi măști cu 10 bani, poți să cumperi măști cu 70 de bani și vezi, că, de exemplu, că firma aia care ți -a, care, de la care ai cumpărat măști, ți a vândut numai ție măști, mm -hmm. este la mintea cocoșului că acolo este un interes al cuiva. Iar exemplele pot continua. Atâta vreme cât nu se va face ceva în, în zona asta, vom vedea în Și continuare tot nu felul nu mai de sunt achiziții. Alte, de după pandemie încoace, cred că nici nu mai sunt strict pe acea firmă, dacă e să ne referim la măști. Cred că nici nu mai la sunt ce să mai alte nu să știu, le la ce? produse livrate, achiziționate. Deci a bătut fierul cât a fost cald cumva, adică, na, cât a fost acea perioadă de pandemie în loc să câștige cât pentru 2 ani de pandemie, a câștigat cât pentru 4, 5, da, pentru câteva că a, zeci duplat, de, -a Câteva zeci de mii de euro. Da, S-au normale. cantitățile. Da. Uh -huh. da, iar exemplele pot continua. Este bine că, cel puțin deocamdată, acest proiect a fost proiectul privind gardul de la, de la acea instituție din Roman. Uh -huh. Proiectul a fost scos de pe ordinea de zi. Am înțeles că vor să mai facă niște verificări și în ceea ce privește prețul, dar și în alte uh, Prevințe, uh, privințe. Da. Ceea ce înseamnă că discuțiile care au apărut în spațiu public l-au sensibilizat, sensibilizat cred că pe președintele actual al Consiliului Județean Neamț și l-a făcut cumva să decidă retragerea lui, pentru că așa este firesc până la urmă. Cred că trebuie cumva făcut o, un, o verificare corectă și îți mai spun și de ce trebuie făcută verificarea asta, pentru că eu am constatat că de multe ori modul în care se face calculul pentru care duce la o astfel de evaluare este unul din punctul meu de vedere incorrect și am văzut că s-au folosit în anumite situații la calculație prețuri la materiale de construcție mult mai mari decât cele de pe piață, ca să înțelege de ce se ajunge la o evaluare atât de, de mare. Da. Pe dacă vii și spui că cimentul sau betonul e la un preț, da. nu știu de care, în condițiile în care tu găsești pe la un piață la 5 de lei. De lucră, da. Exact, e vorba de, de șmecherile care se fac la deviză. Cam asta este Alexandra. Trebuie să punem punct acestei ediții că am depășit timpul alocat emisiunii de astăzi. Eu cred că avem timp să discutăm și peste două săptămâni când o să ne revedem pentru că cu siguranță, cu siguranță da. risipa mm -hmm. banului public o să continue din nefericire. Iar noi nu o să facem decât o să constatăm acest lucru și o să-l prezentăm telespectatorilor. Mulțumesc încă o dată. Mare drag, numai bine. Și dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim, să aveți o seară bună, la revedere, numai bine.